Aproximativ 3.000 de persoane cu necesități speciale din capitală vor beneficia de ajutoare materiale unice din partea primăriei Chișinău. Banii vor fi oferiți în contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată astăzi în întreaga lume. Valoarea totală a ajutoarelor este de aproximativ 1,6 milioane de lei. Astfel, potrivit deciziei, 845 de persoane cu deficiențe de auz din cadrul Asociației Surzilor din Republica Moldova vor beneficia de ajutor material în mărime de 500 de lei, iar 10 membri active ai instituției vor primi câte 2000 de lei. De același premiu bănesc vor beneficia și alte 820 de persoane cu deficiențe de vedere, de asemenea 642 de familii în care sunt crescuți și educați copii cu necesități speciale, vor fi susținuți prin acordarea ajutorului material în mărime de 500 de lei per copil. Pe lângă sprijinul financiar, primăria, în comun cu mai multe emisiuni religioase, vor distribui în jur de 300 de colete cu produse alimentare și 25 de pachete cu scutece, iar un frizer voluntar va presta gratuit servicii la domiciliu.